poate de prisos să spun acum cât de onorat mă simt să mă pot adresa unui auditoriu atât de elevat pe o temă atât de incitantă și încă plină de mister, precum aceea referitoare la Levant. Aceasta, întrucât Orientul, numit de italieni și Levante sau Levant, a exercitat asupra europenilor, încă de la începuturi, o fascinație deosebită. Fie că ne referim la accepțiunea istorico-geografică clasică a Levantului, sau la o viziune mai modernă, ce include și statele din nordul Africii și tot Orientul Mijlociu, Levantul a fost și continuă să fie un mozaic cultural, etnic și religios, locul de unde culturi și religii își trag originele și pentru care au vărsat sânge secole la rând în diferite încercări de a-l controla. Mediterana, adică Marea Înconjurată de Pământ, dar mai ales zona levantină, face parte din centrele în care s-a pomădit lumea europeană. Acest spațiu a fost leagul multor culturi ce s-au succedat, ori au comunicat între ele, contribuind la evoluția civilizației și la apariția ceea ce astăzi numim modernitate. Putem spune că istoria însăși se naște pe aceste meleaguri, pe văile fluviilor, Tigru, Eufrat și Nil, ignorând pericole, superstiții și neînțelegeri de tot felul, apele levantine au legat de-a lungul timpului popoare, cetăți și culturi. Fenicienii, grecii și romanii au fost buni navigatori și stăpâni ai acestor ape, intrând în contact cu semințiile contaminate, egiptenii, amoriții, asirienii, babilonienii și perșii, întemeind noi colonii, state și ulterior civilizații. Mediterana levantină a fost, rând pe rând, lac fenician, grec sau roman, bizantinii, apoi arabi, fenicieni, genovezi, otomani, francezi și britanici au stăpânit insulele, porturile și țărmurile lor. Multimilenarul mozaic al culturilor din această zonă se caracterizează prin interacțiuni și aspirații diverse, determinate de realitățile religioase, economice și politice, dintre cele mai diferite. Istoria a fost mai mult decât darnică cu aceste meleaguri, plasând aici originile și locurile sfinte ale celor trei mari religii monoteiste, creștinism, iudaism și islam. Între tăierea drumurilor comerciale spre Africa, Asia și Europa, dar și populații diverse care s-au contopit sau au încercat să își păstreze identitatea etnică, fiind o veritabilă comoară etnico-culturală. Toate aceste elemente au făcut ca dărâmul levantin al mielii și laptelui să fie cântat, blestemat sau binecuvântat din cele mai vechi timpuri. Distins auditor, de-a lungul dezvoltărilor culturale, românii s-au arătat preocupați de înțelegerea apartenenței lor geografico-politice la Levant. Cum erau văzuți de majoritatea europenilor sau de Occident, dezideratul după care tânjesc încă de la formarea lor ca popor. Apartenența României la una sau alta din aceste regiuni poate fi privită din mai multe perspective și planuri, geografic, politic, istoric și cultural, religios și cultural. Fiecare dintre aceste nenumărate nuanțe pun în lumină interferențe complexe, dar evidențiază și simplismul clișeelor legate de cele două civilizații. Dacă acceptăm ideea că ambele civilizații, orientală, levantină și occidentală, au avut rolul lor în dezvoltarea culturii și societății românești și că este mai important să înțelegem contextul, cauzele și efectele acestor influențe și nu doar măsura în care ele s-au manifestat sau continuă să se manifeste în spațiul românesc, vom observa că înțelegerea profilului spiritual și mentalitățile românilor devin mai clar. Alegerea de azi a României de a adera la viziunea și valorile democrației, așa cum ea s-a dezvoltat în Occident și Europa luminilor, nu înseamnă negarea influențelor oriental-levantine, ci ar trebui să presupună un exercițiu de reflexie mai oriscian. În ce măsură formele instituțiilor politice europene și valorile occidentale pot fi asimilate la noi și dacă pot schimba mentalitățile balcanico-levantine ale românilor, fiind ele pe un teren total nepregătit, sunt forme fără fond, așa cum numea autorul junimist importurile occidentale de la sfârșitul secolului al XIX-lea, sau
exprimă capacitatea românilor de a se situa la intersecția unor culturi milenare, dialogând în egală măsură cu toate acestea. Nuanțele negative asociate influențelor levantine în cultura și mentalitățile românești sunt foarte puternice uneori. Ele au fost văzute de-a lungul timpului ca atentate la originea latină, elemente de instabilitate politică specifice perioadei fanariote, o veritabilă mentalitate retrogradă și neserioasă marcată de superficialitate atât din partea populației cât și a elitei politice. Pe de altă parte, modul în care cultura a valorificat fondul levantin al mentalului colectiv demonstrează faptul că această latură este încă vie în caracterul nostru. Tot mai des se pun semnele egalității între izolaționism, tradiționalism și orient, pe de o parte, și dialog, modernizare și occident, pe de altă parte. Practic, răsăritului este atribuit trecutul, în timp ce apusului este asociat simbolic viitor. Sunt însă aceste lucruri adevărate? Vorbim aici de clișee care deformează o imagine mult mai complexă și mai nuanțată a realităților din societate? Dacă pășim mai aproape pe fenomenul educațional din spațiul românesc, vom observa că și acesta a pendulat între Occident, pe de o parte, și Levant, Orient, pe de altă parte. Dacă nevul mediu, Bizanțul, devine principalul model politic și educațional pentru statele românești, începând din secolul al XIX-lea, românii încep să guste tot mai mult Occidentul. Pașoptiștii preferă modelul francez, iar junimiștii încearcă să promoveze pe cel german. Între cele două războaie, moderniștii, adepți ai sincronizării cu spiritul veacului, orientați spre cultura apuseană, intră în dispută cu tradiționaliștii care doresc întoarcerea la valorile românești tradiționale și prin ortodoxism spre Levant. Perioada comunistă a însemnat încă o reorientare a României, de data aceasta spre blocul țărilor care au intrat în sfera sovietică. Sub presiunea imperativilor de natură ideologică, majoritatea contactelor cu Occidentul au fost întrerupte, iar cele cu Levantul redesenate conform intereselor regimului. Lumea post-război rece a readus echilibrul între poziționarea autorităților publice și abordările de profunzime ale societății românești. Așa se face cu orientarea spre Europa, spre instituțiile și valorile pe care acestea le presupune și care sunt centrate pe triada stat de drept, pluralism politic, economie de piață, s-a făcut prin reafirmarea legăturilor tradiționale cu spațiul medio-oriental și nord-african, dar pe baza noilor coordonate ce definesc profilul actual al României. Din perspectivă strictă a domeniului educațional, relațiile cu Levantul sunt definite de o consistentă prezență românească în mentalul colectiv al popoarelor din acest spațiu. Românii sunt cunoscuți în regiune prin faptul că, spre exemplu, profesorii din țara noastră au lucrat efectiv în școlile din diverse state ale regiunii, în mod deosebit în cadrul Magrebului, ei fiind și astăzi identificați cu respect prin formula profesori cooperanți. Pe de altă parte, mulți tineri din statele Levantului au găsit în România locul în care s-au maturizat intelectual, s-au format ca specialiști, iar odată întorși în țările de origine au devenit purtători ai valorilor învățământului superior din țara românească și, în fond, purtători ai culturii românești. Este astăzi și faptul că o serie de absolvenți de instituții de învățământ superior din România au ajuns în poziții înalte de demnitate publică în țările lor. De fapt, mai în urmă, mai în serios, dar se spune că în anumite țări din această zonă, dacă se dorește să se susțină o ședință de guvern în limba română, este posibil, pentru că marea majoritate a miniștrilor sunt absolvenți de învățământ superior românesc. La fel de spectaculoasă este și situația celor tineri din statele Levantului, care au optat pentru un viitor personal pe pământ românesc, difăcând astfel și mai complexă relația interumană care leagă România de această zonă. În acest sens, voi aduce un singur exemplu, și anume doctorul Raed Arafat, care este ministru adjunct pentru sănătate în România și este considerat de cetățenii români, conform sondajelor de opinie publică, românul care beneficiază de cea mai mare încredere. În mod distinct de raportare a României la spațiul levantin, a luat de-a lungul timpului și forma burselor oferite de statul român, în baza unor documente de cooperare bilaterală sau chiar în temeiul unor oferte unilaterale. În
prezent, numărul acestor curse nu este foarte mare, dar vine să acopere nevoi concrete și de cele nu stringente ale tinerilor din țările ce aparțin acestei zone. În loc aparte, aș dori să rezerv în acest context curselor Eugen Ionescu, pe care România le oferă din anul 2006 și de care se bucură un număr consistent de tineri din statele levantine. Dincolo de exprimarea prin mobilități studențești a interesului României față de spațiul levantin, există potențial pentru dezvoltarea și diversificarea în continuare a cooperării țării noastre cu statele din acea regiune. Un capitol plin de semnificații și încă insuficient explorat este cooperarea directă între instituțiile de învățământ superior din țara noastră și din statele levantine, cooperare stimulată de statul român și de în calitate de membru al Uniunii Europene. Aș vrea să subliniez aici faptul că în această calitate, România, în interiorul Uniunii Europene, va fi în permanență un ambasador, un promotor al culturii și cooperării cu popoarele levantine. În încheiere, aș vrea să felicit organizatorii pentru această conferință. Cred că tema este una extrem de importantă, iar pentru România, în mod particular, este o temă de interes, tocmai pentru faptul că dacă ne uităm în cărțile de istorie, și să știți că azi dimineață la 7 lucram cu fiul meu, care este în clasa a 9-a, pe lecția de istorie și anume formarea statului român, și în cărțile de istorie, atunci când se vorbește despre statul român, se vorbește ca despre o formațiune culturală, politică, administrativă, care a avut naștere aici, la intersecția mai multor culturi. Prin urmare, alegerea Bucureștiului ca loc de organizare a acestei conferințe, cred că a fost o opțiune foarte bună. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.